antreprenorii au tendința să se adapteze din punct de vedere al comunicării ei la oamenii pe care îi iau. Ei la nevoile lor. Ei la valorile lor. Uh -huh. Atunci aș, aș completa ceea ce ai spus tu cu uh, uh, a recomanda să nu facem acest lucru. Trebuie să uh, creăm o cultură de așa natură încât oamenii să se adapteze la stilul nostru de comunicare, la stilul antreprenorului. Pentru că îți va fi foarte greu să te adaptezi la 50 de oameni, la 80 de oameni sau la 100 de oameni și să stai tot timpul să te gândești, bă, ăsta, dar el cum este, aici ar trebui să vorbesc și așa mai departe. Din nou este o greșeală. O punctez pentru că am făcut-o și o am trecut prin această greșeală și m-a costat foarte mult. Dorința mea de a fi, de a mă mula eu pe tiparul psihologic de comunicare și al valorilor fiecărei persoane din, din jurul meu. Sunt de acord cu tine și cred că este o, o tâmpenie să nu-ți asumi faptul că uh, tu ești cine ești, uh. ai o viziune, ai o misiune, ai niște valori și uh, caută oameni care uh, se potrivesc în povestea ta. Nu căuta să te mulezi tu pe povestea fiecăruia pentru că atunci nu o să mai fii lider. Însă, pe de altă parte, vreau să punctez un, un lucru care uh, îl consider important. Faptul că faci acest lucru, asta nu scuză faptul că asta nu înseamnă că tu ești la perfect, care toată lumea trebuie să se muleze după tine și tu ai mereu răspunsurile corecte și tu nu trebuie să continui să te educi. Nu scuză lucrurile astea. Adică, nu A. sunt în contradicție una cu cealaltă. Sunt în echilibru. Exact. Tu ai nevoie să continui să crești. Tu ai nevoie să continui să a, accepti părerile celorlalți. Exact cum zicea și mască în mail-ul la care vi l-am prezentat. Da. Zicea, în momentul în care vă deleg un lucru, deleg un lucru către un manager, are trei opțiuni. Unu, să-mi trimite înapoi mail, să-mi spună unde greșesc, pentru că de multe ori pot să greșesc. Doi, să-mi ceară informații de clarificare, în caz că n-am fost foarte clar. Sau trei, să execute ceea ce am spus. Dacă nu face oricare din astea trei uh, lucruri, poate să-și depună demisia, că dacă nu, demit eu în mod automat. Da? Adică asta nu înseamnă că nu, nu primim feedback, uh, că nu suntem contraziși de prop, că nu lăsăm oamenii să ne contrazică, sau că uh, fac lucrurile doar ca noi. Aici vorbim de alinierea pe valori. Valorile, adică la ce facem compromisuri și la ce nu facem compromisuri, nu stăm să ne uh, să ne mulăm după fiecare om pe care noi îl angajăm. Și facem foarte clar lucrurile la care suntem dispuși să facem compromisuri și lucrurile la care nu suntem dispuși și angajăm oameni care se potrivesc aici. Sunt Adrian Ragomir și te aștept în fiecare dimineață de la ora 10 până pe 18 decembrie, împreună cu prietenul și partenerul meu, Răzvan Căzănescu de la TBF, să discutăm despre cum să ne facem afacerile mai predictibile și mai scalabile.